Salutare tuturor, aici sunt Bobo Spider și bine ați revenit, oameni buni, la un nou video cu The Medium. Ne-am jucat puțin Medium ieri, așa că o să fie clipuri, scuze, filmez unul după altul clipurile și mi-e foarte dubios, știe, adică în capul meu e planificat cum vreau să le postez, dar nu pot să fiu gen mental prezent și în prezent și în viitor, dacă mă înțelegi și mai fel. Scuze, expand de baltă e târziu, dar aia nu mai contează. Anyways, eram aici în... hotel, parcă eram la ceva, stațiune, hotel și voiam să investigăm pe acel Thomas care ne-a sunat și a vrut să ne zică un alta și după cum vedeți, jocul e cam părțit în două, adică vedem și lumea spirituală, vedem și lumea reală. Aș putem schimba și perspectiva. Deci văd că e o chestie până la urmă aici, dar trebuie să facem ceva în legătură cu aia, că altfel nu putem deschide, cred că poarta din față, mă gândesc eu. Doamne, trebuie să fiu atent în două locuri și desigur, oameni buni, dacă nu veți să fiți voi atenți în două locuri, da și voi un like acolo și ar fi super, super drăguț, pentru că o să fiu atent în locul vostru. Dude, e așa de faină ideea asta. Înseamnă cu... ce jucam eu cu Rafa, ce am jucat cu Rafa atunci, A Way Out. Mă, că atunci erau două chestii diferite acum. Ce e asta? Uite la oamenii aia de acolo din fundal, Jesus. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. Ani s-au prins ciupercele de pe mână. Whispering the name of his beloved. Okay. Or maybe just glad to be done with this world. Nu pot să merg mai repede decât te văd. E foarte ciudat, gen, în dreapta vezi tot ce se întâmplă, dar de bine la și lumea reală și genul... lumea reală faci mimă. Ok, și acum dacă avem chestia asta, ce se presupune să facem cu ea? Distrugem ușa. In any case, I figured I could use it. Oh, use it to charge and hold, ok. Plong. Oh, da drumul la curent. Nice. Aparent putem electricieni din lumea de dincolo. As much of a pain in the ass as they were. Ok, dude, calmează-te. Jesus. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. Ok, deci existăm în două lumi, dar practic nu existăm deloc. Fine. Fire hazard. Wait, de ce? Ce foc? Cred că vrea să zică că poate să ia foc ușor orice de pe aici. La asta cred că se referă mai exact. Cel mai probabil, tine să cred că asta va fi adevărata chestie, dacă nu... cer scuze. Ok, avem de urmărit pașii. Pașii ne zic încolo. E ceva aici? Oh, no! Oh. What happened to you? Bambi! A dus Bambi, boys. A jucat și ea. A avut un meci mai prost, cum ar spune tinerii din ziua de azi. Sage. Ok, avem ceva drum pe aici? În plus? Avem chestii în plus? Avem chestii descoperit? Yo, stai așa. O bifurcație. Am luat-o pe dreapta, că pentru că stânga prea mai luminoasă, așa, înseamnă să mergem pe aia mai întunecată, că poate e ceva. Ceva pe aici? Any stuff? Any whatever? What the hell? What the fuck, de ce e o maimuță acolo? Monke! E o monke acolo! Zici că e aia din Call of Duty Zombies. Bomba aia cu maimuța care atrage atenția tuturor, like, buga, buga, buga. Da, ok. Acum putem să continuăm pe drumul pe care vă să... Mamă, schimbarea asta de perspective așa de enervant uneori, pentru că tu ții control într-un anumit fel și uite, acum se duce singur. Eu dau în direcția care e aia, dar se duce aiurea. Știi, și mereu să te oprești și toate astea. Nu, niciodată n-am fost fan al genul ăsta de perspectivă. Dar știi cum e, it is what it is. Ne jucăm cu Mariana exploratoarea. Îmi place să meargă prin pădure. Yeah, am ajuns la resort. Yikes. To the gates of hell. Ta na 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 na. Hai că dai zi tu că ăla e primitor. What the fuck, Romania? What the hell are you, Neva? Nu știu. Arăta literalmente ca porțile iadului. I've seen others like it. But never this. Yo, ce vibrează în halul ăsta? Alo? It was like a landfill of memories, emotions. And none of them good.
Deci a simțit că pe aici ce e, nu e nimic bun. Ok. Bine, asta e nașpa. Dar evident nu putea să fie... uite, simt numai chestii fericite. Jesus! Alo? Yo, pasta. Oh. No, there's definitely something. Trust me. You made the right call sending me. Ah, putem să ascultăm obiectele. It's only a matter of time. Nu, asta e tare, deci putem să ascultăm telefoanele. Objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Deci mare parte locul ăsta este extrem de spiritualist. Pentru că energie peste tot. Alo? Hello? Anybody in there? Ia, nu știu ce să zic despre asta. Eu zic să te întorci acasă, n-are rost să agiți. Obviously. There's gotta be another way. Ok, ok. Era ceva sus acolo. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Shit. Ah, trebuie ai tângați deschid ușa. De că nu știu cu ce. Ia auzi, copii. Huh? Exact, ce-mi trebuie. Copii, fantomă. Ah, deci va trebui să găsim să deschidem ușa aia încât să... Cât să facem treabă. Să mergem în dreapta aici. Cred că prin parcarea asta. Oare, găsim clanța prin parcare. Ia să vedem, e pe aici. Asta am verificat deja. Uite, mi-a arătat aici ceva, săgeata. Ți-aș zis să săgeți care îți explică. Ia-o pe aici, ok. Și-am luat la șotron. I sent something. Păi și mă ajută cu ceva asta? Nu prea. Sincer, cam nu. Ok, atunci mergem în partea cealaltă. Vedem acolo ce... Ce putem găsi. Ce-mi plac reflexele și toate alea, adică jocul ăsta știe să se folosească de RTX-ul, îmi trebuie. Adică, cum am, evident, cum am spus și la început când a apărut RTX-ul inițial, am zis, bă, asta o să fie o chestie faină abia după un an, doi, după ce apare. Faza e că, cu tot cu RTX, jocul ăsta mi-a aminte tare de Control. Poate din cauza că te joci cu o tipă care e îmbrăcată cam la fel cu tipa din Control. Care am înțeles că jocul ăsta, jocul Control o să fie free pe PS Plus. Hey, asta. Ia, uite ceva acolo, stai. What's a fine machine like you doing in a place like this? Dai-mă o țără, lasă-mă să scanez. Dai-mă, uite ceva acolo. Doubling as a spare bedroom apparently. Eu, cineva dorme aici? Încă de asta. Honest work. Ah, sunt fel de invitații. Hope you don't mind if I pop your trunk. Face dă-lea de flirting. Not much here. Okay. Yo. Although this could come in handy. Okay, asta o să mă ajute, gen. Okay. Ow, shit. What the hell? Cred că a vrut să zică cu plăcere. Iar asta s-a tradus din limbajul mașinilor. Jesus. Asta e o schemă, nu foarte plăcută. Oare, cred că cu șurbelința asta putem folosi pe post de clanță, nu? Adică sper că altă opțiune nu am. Și literalmente altceva nici prea era. Deci va trebui să ne folosim de asta, să vedem ce iese. Bom, bom. Nice. So began the great dumpster heist of 1999. Ok, înainte de a lua tomberonul ăla, e ceva pe aici folositor? Negativ, dragă domnule. Nimic. Împinge! Push, motherfucker! Push! I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Bă, să sperăm că o să fie worth it să venim aici, adică... În special nea Thomas ăla să ne zică ceva. De ce Dumnezeu ne-a chemat aici? Bă, da, partea nașpa e că după ce intrăm, cum mai ieșim?
Nu era mai simplu să iei o piatră să spargi geamul? Adică pare a fi un geam. Simplu, pur și simplu, bam bam, și aia a fost. Adică doar ce s-a spart ăsta, mă gândesc că poți să spargi și pe ăla. Ok, țăpușa era literalmente la doi pași de a-mi intra în dorsală și... nu e bine. Ioink? Sar tu sau sar eu? Ok, sar tu. Sau? Ah, uite mă, că a sărit. Se descurcă. E inside the hotel. Nice. Mai aici? Ok, clar nu acolo. Am sperat că acolo, dar nu. Hello? Oh, dar ce fel de distrugere a fost aici, neamule, de... Thomas? You there? Nu, a fost o distrugere așa mare încât s-au rupt scările, adică pe bune. Hotel main entrance, ok. Reception, lobby, elevator, pool. Ok, piscina. Sauna la 6 și day room la 7. Cool. Și recepție aici, lângă noi. Super. Sinner be damned. Kowalski. Kowalski, de pinguine. Kowalski, analyze. Buz, buz, neon. Yo, ale erau glinzi. Damn. Next level. Reflexii, bra? Încă o de asta. Promoție. Cred că ceva tot scria carduri de aici. Oh. E o lumină. Și alte uși închise cu lanțuri. Acum ce facem? The fuck? Hello? Thomas? Tommy? Locomotiva Thomas? Oh. Nu? Cred că ne cheamă cineva la recepție, boys. A venit stafia recepționerei. Vrea să discutăm. Calm your ass down and answer the bell. Hello? Ding. E mingea din pădure. Ea e de vină pentru tot. Sau? M-a luat. Ok, tu. Ai spart prechile. Hi there. Oh, hi. Oh shit! I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Oh, și eu. Eu sunt fricoșat. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Da, pare destul de fericită. It's what I remember. My friends used to call me by a different name. Veronica. I don't remember what it was. Your friends. Oh yeah. I used to have a lot of friends here. Yeah, măcar ea să, măcar ea să aibă prieteni. Au plecat prietenii, s-au dus. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. Hmm. This place must be... Cred că nevoie de o mână de ajutor să iasă de aici. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Oh, really? It's been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? Nu cred că știi ce s-a întâmplat. I remember. People stopped coming. Only a few.
ciudat este un sus. They became very sad. Very angry. They might hurt you. E ca venit 2020, sincer. La ei. That I can take care of myself. Hey. I was wondering, have you seen Marianne? Oh. Yes. Would you play with me just for a little while? It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Yes. Anything, Marianne. I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Nu știu dacă îl știe. Sau? Let me think. I've heard that name before. Dar ce-o fi pățit de a murit în halul ăsta așa? I can't go that way. Dar sunt scări. Damn. I need to get up there somehow. I mean, sunt scări. Ah, okay. I see. Păi și pe unde mai există alt drum? Wait, lifturile. An elevator. Might as well see if it works. Yo, nu cred, merg lifturile. What? Azi la 2, nu? Și eu cu pasta, neamule, merg lifturile într-o clădire de genul ăsta. I wished I knew her real name. De ce? Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath and... Wait, press and hold. What the fuck? Oh, iar trebuie să aducem aici curent sau ceva. Păi mai am de asta? Nu mai am decât praf. Oh shit, trebuie să ne mișcăm repede. An out of body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Ah, îți părăsești corpul. For too long and it just pulls you in. Ah, dacă îți părăsești corpul, ți-l ia automat înapoi. Bă, dar am lăudat jocul până acum și acum am avut treaba asta. Sincer, am avut și ce de un micuț bug de mai devreme, că îmi dăduse crash și a trebuit să-l reinstalez. Dar, cred că de la e. Ok, Marianne. Poate se rezolvă. I'll get your ghostly ass back and power up that elevator. Mai merge așa? Oh, nice, merge. Gen, se păstrează energia, asta e partea bună. Ok. Și curent? Zdong. Nice. Așa că tot trebuie să ți-ai apăsat ca să faci treaba asta. Deci tot acolo e până la urmă. Nu te ajută cu nimic în plus dacă te întorci. Am energie? Mai am parcă puțin energie pe mână de câte observ. Îmi place că mâna e fel de contoar ca și gauș de ăsta așa de energie și toate alea. Mi-aș aminte de Dead Space. Aia, uite, în lumea cealaltă nu există chestiile astea de pe jos. Deci, aparent, pot fi lucruri deschise într-o lume și într-o altă lume să nu fie deschise lucruri. Asta e ceva. Și e ceva pe unde trebuie să intrăm. Mamă, oglinda aia era spartă când am venit sau... Dă cu sperietura acum. Cred că trebuie să încercăm o ușă sau ceva. Sau nu? Unde vrea asta, mă, să mă duc? Oh, stai așa. Uite, acolo pare a fi ceva după. Oh, nice. Ce bine. Huh. E un gândac. Destul de dezgustător și destul de gigantic și yax. Jesus. Oh, nu pot intra aici. Okay. Trebuie o cheie. Și nu pot intra, gen, cu corpul nu poți intra ca să lași spiritul în spate. Eu nu mă uitam partea aia altă. Activate shield. Holy shit. Nice. I didn't even know I could do that. Oh. Ok. Iar mai în față văd că nu putem merge, că e perete. Dar e ceva aici ce putem face? Nu e.
Da, mai față nu putem merge că e aia acolo. Ok. Pus că par a fi o ton de muște în partea alta, iar eu nu mai am energie. Deci cred că trebuie să ne părăsim corpul. Nice. Foarte tare ideea asta jocului și mecanica de joc, sincer. Sadness? Uite cheia. Sadness no es aquí, bro. Lo, și poți să scanezi cu ăsta, poți să scanezi în partea aia. Ce tare. Uite, acolo e ceva. Dacă o să putem intra... Wait, e ceva totuși. Ai o palmă, am crezut că e altceva. Am crezut că e ceva mai important, dar nu. Wait, aici sunt ăia. Unde era ușa aia de puteam să o deschid? Era undeva pe dreapta. Nu, mă, cred că acolo este, așa. Ah, da, fix aici era. Hai că acum avem cheie, deci nu-i problemă. Nice! Let's go, boys! Mamă, dar arată creepy locul ăsta, nu glumă? Și mă pierd că trebuie să mă uit în stânga și în dreapta în ultimul hal. Mă, e un telefon aici. Stai că vrea să-mi dea mesaj. Alo, telefon? Alo? Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Yes. Just give me some time. Yes. Și că vorbește cu bossul. You'll get what you want. Ugh. That voice. I don't know why, but it gives me shivers. Ok. Aparent poate fi cineva un client destul de periculos, mă gândesc. Looks like the only way. Great. Adică nu putem ieși afară? Nu putem ieși afară. Dar poate mai era ceva prin casă de explorat. Stai un pic înainte de a nu ce o strasă. Stai să obișnuiți mai mult că o să fac mici explorări prin stânga și în dreapta. Adică nu vreau să ratez lucruri importante. Poate fi lore bun sau ceva ce ne trebuie. Efectiv era o privire mai bună către groapa aia. Stai, e vreo ieșire pe aici? Gen ieșire sau nu? Pare nu-i nicio ieșire din păcate. Așa că o să luăm pe aici. De mai aici ce rezolvăm. Și jos ne-am dus. Hei, nu-s așa grasă, frate. Serios acum, cam ciudat. Sincer, joc cam aiurea. Uite încă o fântână de aia. Și că în funcție de starea spiritului care a murit aici, e și felul de emoție. A, deci nu e destul de puternic aia. A, cred că ar trebui să punem ceva acolo. Oh my god! Sad nurse. Oh shit. Și clar trebuie să facem rost de energie, deci trebuie să găsim itemul pe care trebuie să-l punem în vaza aia încât lucrurile să fie ok. Putem și pe bal... Oh, mai sec, mai e ceva aici. Cum ne-a arătat asta? Sincer. Some objects soak up moments from the past. Just Dios. Squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, deci ți-a apăsat în direcția respectivă. Ah, sunflower weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky. Yo, stai din Tarkov. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. Nu crede că e camera asta plină de depresie și toate alea, nici te văd. Dar văd că asta e moment fericit. Ce înseamnă asta? An old prescription. Oh. I know these drugs all too well. De-aia mă, antidepresive. Ce site mai antidepresive? Nimic pe balcon. Nu putem intra aici când avem tăiat și s-a rupt aia. Looks like I'm in for another dive.
Au, trebuie să-mi folosim corpul, că uite, trebuie să-mi folosim spiritul, că uite, în lumea spiritelor e ok totul. Tare chestia asta. Era mișto dacă era și o chestie inversă, dar nu, cred că după aia ar fi fost lucrurile mult mai complicate decât trebuia. Cu o memorie. Aici e ceva ce nu putem interacționa probabil dacă e să venim cu corpul. Mă așteptam, nu știu ce, dar mă așteptam la aia. Mă așteptam la chestia aia din moment ce am văzut că se scurge, se scurge și vine și am zis, oh, shit. Ok, deci aparent nu suntem singuri aici, boys. Oh, shit. Oh, nice. O lamă. Vinovăție, rușine și regret. Ingredientele speciale pentru a face cel mai letal lucru. O lamă. Ok, mai avem altceva de văzut. Mamă, acum o să fiu atent la toate găurile din pereți și toate alea că să mă aștept la chestii de genul ăsta mai des. Mă gândesc. Deși, ce apreciez la jocul ăsta e că nu merge pe cea mai ieftină chestie ever și anume, hei, hai să băgăm 500.000 de... Dă-le, mă, cum le zice, de jumpscare-uri. Yikes, man. Cum tai, e nebunia asta, ești nebun? Dar da, e destul de satisfying. Stai că eu acum eram prins tare să mă uit numai în partea dreaptă, dar în partea stângă nu prea. Ok, deci până la urmă e o floare aici. This could be useful. Ah, cred că o floare în vază. Cred că e din cauza că e un moment fericit aici? Ce e asta? Aia pare a fi o oală de noapte, mai ales că are niște urme de rahat pe ea. Oh, clar, dacă cineva îți cam rotile, evident. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. Ok. I'm here for you, my love. Deci, asistenta aia. Tarkovsky. He ended up as her patient. Ce-o fi plățit, mă, Tarkovsky ăsta oare? Așa e, vai de capul lui. Ce diferență între ambele lumi, vere, mă jur. Nu cred că mai e ce să mai vedem pe aici, nu? Ok. Atunci o să ne ducem la aia. Ne ducem aici să folosim vaza aia și să încărcăm cu lumină. Pentru că are destul de energie pozitivă. Ia o aia. Bam! Da, bă, uite care efect. Ești nebun? Nu mă așteptam. Pe aici ceva? Nu, pe aici doar am venit. Ok, acum putem să trecem de gândat ce e, mă gândesc, nu? Prea mai țin minte. Uite, ăia stau pe loc. Aia era un staționare acolo. A, ce tare. Trecem prin ăștia easy peasy. Pe aici e ceva, pare a fi o ușă. Ok, am ieșit undeva până la urmă. Și acum trebuie să coborâm sau să ne ducem sus? Răspunsul este că trebuie să ne ducem sus. Ok. Și asta e o treabă. Oh, trebuie să mutăm ăla de aici, că altfel n-ai cum să te duci acolo. Mai e îndeajuns? Ok, am de ajuns încât să putem deschide ușa, nu? Yeah. Din nou, mă blochez prea tare uitându-mă într-o singură perspectivă, știi, și poate uit niște detalii după aia. Eu stai așa zdânci în spate înainte să te mai ai de acolo. Păi, dar shield-ul nu consumă energie deloc? Care-i faza?
Wait, aici am mai fost. Oh, ăsta e coridorul ăla de atunci. Am înțeles. Am realizat abia după că, e coridorul ăla. Jap, rupe-l și pe ăsta. Oh, ce mecanică, neamule, mă jur. Yikes, dude. Dai, 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 dai. Partea stângă nu prea era nimic interesant. Reclaiming history, fire ups into the sky. Asta e sala de istorie. Yo, cine e aici? Oh, Thomas! Aici e Thomas. Manager, huh? Marianne! Oh. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me! Scuze, dar nu e așa simplu. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. Cum poți să gândi la fantomă? Funny. This Thomas Rekovich. What? All right. Ea nu vede. Listen, hun. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently. What, vorbește de moș? And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. True. Ugh. True. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... Here. Wait, a plecat și ea. Sadness? What the fuck? Dude, tematica asta nici merge aminte tare de The Last of Us. Nici că aștept să apară un clicker de oriunde. It all hit me as soon as I entered the room. Whoa. Anguish. Fear. Longing. What the hell happened here? Nu știu. Nici că a fost un război. Someone jotted this down recently. Nu opri alarma, medicație, verifică drumurile. Să arunci ceva hârtie vechi, get on with the research, develop photos. They're in tight, double check the office books. Check up on L. Și nu fi L. Okay. Burn marks, broken glass and... Is that salt? My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. Hey, questa ne ha suonato, Thomas. Okay. Oh, it still works. O lanterna, nice. Someone's been using it. Caro să avem lumină. Și ok. Too small to fit a door. Păi atunci așa o folosim. Aici? Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? Oh. They must have had some big plans for this place. Wait, e ceva aici. Figures. Iar trebuie să căutăm să dăm drumul la curent sau ceva. Oh, mai avea și în ceasul ăsta. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Oh. There we go. The fuck? That's as far as it goes. Deci 10 ora maximă. There. An imprint. Is that Thomas?
Hai că lăsăm, putem merge să vorbim cu el? Hand, I realized it was a junction between realities. Oh, shit! It's rare, but I'd seen it before. Ce tare! No, don't do it. What? I can't. We must. Must ce? Noi trebuie să ce? Wow, cum se schimbă tot biroul. Wait. I can feel something's wrong. It's coming. Oh. Ok, deci nu e bine. Se petrece ceva până la urmă. Now what? Shit. Thought I had it this time. It's taking too long. Oare Thomas ăsta mă căuta pe mine? Gen developa pozele sau ce zicea că develop pictures or something, nu știu ce. Looks like a passage. Oh shit, mai e ceva? Oh, stai că mai avem câteva de astea. Hai să le vedem pe astea mai întâi și după aia. Looks like I'm in for another dive. Shit. Gotta check the wiring. I'd hate to get stuck in there. Ok, să verifice ceva. Hai că putem intra cu corpul, gen cu spiritul, pardon, acolo, fără nicio treabă. Oh! I could absorb some of that energy. Nice, stai așa, o țără. Îți am de energie, bă? Bonk. Sunt ce zici ăsta a meu aici. Ce zici, bro? I'm so lost without you. I don't know if I can do this, but enough. Get it together. Ok. Hai până la prima apariție a ușii deschise. Ok. Și acum o să reazucem cu spiritul încolo. Someone tried real hard to keep this place a secret. Oh, nice. Uite unde putem folosi asta. Acum că am dat drumul la curent, nu? Bine, bă, mă pricep la puzzle-urile astea, frate, sincer. Ok. Sul de easy. Oh, shit! Ce, gata cu distracția pe lumea aia înaltă? Oh, God, ce cu chestia aia pe jos? Deci a învățat să facă ritualuri din cărți de povești de vrăjitoare? I could sense something stirring behind that symbol. Like a gust of wind moving a curtain. What the fuck? It's getting stronger. I can feel it seeping through. It cannot get out. I won't let it, even though it means no, I'll find another way. Vine apocalipsa din lumea aia altă sau ce? Suppressing, huh? Oh. Not sure I like the sound of that. Scapă supranaturalul de sub control, cred că asta e situația de fapt. Sincer. Nope. Doesn't work. Măcar de mergea. Mai ceva pe aici? Nu mai. Ok. Ce e aici? I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Oh, iară de... Da, deci aici aș developa el, că zicea că developa poze. Ok. Oh! I know how this works. Avem antrenament de mai devreme. Am nevoie de asta. Dar n-avem soluțiile. So, ce facem? Oh. That's one. Fixerul. Two more to go. Și... Oh, încă una. Cheesy! Spuse una galta. Ok, și cred că ne lipsește și o tavă, nu? Prea avem unde să punem cu de-alea. This should come in handy. Parcă m-au auzit, vere. Am zis că vreau tavă, vreau tavă. Nu era parcă trei soluții? Ok. That's all of them. Eu n-am vrut să dau acolo, am vrut să dau aici. Ai asta, tot asta e. Pezi n-asta, bro. Ok, hai să vedem aici. Looks like there's a train missing. Tavă. Hai să dăm ordinea, deci develop, stop și fixer. Să luăm de aici. Fixer e ultima, stop e al doilea, al treilea, am pus invers, dar e ok. Mixerul.
Stopul. Îmi place că ți le pune ca să și știi. Și fixerul. Ok. Facem poza. 2, 3, 4, 5. Fuck, că am pus-o mai mult. Ah, nu contează, poți să o lași mai mult, aparent. Can overexpose it. 2, 3. Nu văd mare brânză, dar să zicem. 2, 3. Aia sunt eu. 2, 3. Yo, am zis eu că e suntem noi Mariana acolo. What the hell? Now what? Who's there? Uga buga. Oh, grozav, iară se implicați copiii mei, nu-mi place așa. What the fuck, e poza aia, e creepy rău de tot. Oh, cred că asta e, oare să fie din copilăria lui asta? What the fuck is this? Yo, spuse cu noi. Man, 100% astea din amintirile ei. That ass though. What the fuck? Omul moli e. Jesus. Hello? Oh, sigur, vorbește right? Cu el. Look at me! Are țâțe. What the fuck, seamănă cu creatura aia dintr-un film unde avea ochii în palmă. Ma, dar are mască totuși și chestii. Yikes, dude. Holy schnitzel. Dude, nu sta, fugi. Jesus Christ, zici că e de Haka din Prince of Persia. Warren Within. Sincer. Oh God, no. Oh. What the fuck, man? What the fuck? A devenit molie. What the hell? Not a fan of light, huh? Dude, seamănă cu creatură dintr-un film pe care l-am văzut, sincer. Jesus. Oh, wait, am crezut că este un cinematic sau ceva. Ia, să dăm niște lumină cu noi, că să avem nevoie, mă gândesc. Nu trebuie să-l combatem acum? Oh, God, furișări. Exact ce-mi place mie. Cap prost! Oh God, vine încoace. Se blocase pentru o secundă. Merge pe vârfuri sau ceva. Look creepy. No, nu vreau să fim prieteni, scuze. Care.
Jesus, Victor. Now with your sunt fără piele astea altele, what the fuck? Ce distruge chestii? Alo? Dacă nu-ți place, ignoră-le, Jesus, nu fi așa blangiu. Nu, e așa înalt și dubios. Te-am pupat, bro? Nice! Ok, acum trebuie să treci de porcările astea alte de aici. Mamă, bă, băiatule, bă! Saved! What the fuck was that? Dacă aș ști răspunsul, ți-aș spune. Dar ghiși ce? Nu-l știu. Îți curioz cum funcționează treaba asta când suntem permanent în lumea spiritului. Gen, corpul nostru ce face? Intră și el aici, ceva genul ăsta, cred. Nu zi acum că iese prin perete și ne moară. E când moare de pe jos. Oh god. Poți să-și shield-ul! Tot acasă un etaj ca nebunat. Jesus! Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Damn. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Cred, sure, adică vezi morții. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? True. Chiar și-o scurioză de ce care e faza cu Thomas ăsta. Și în special ce creatura aia. Hai mă gândesc. Marianne. Să fie asistenta aluia. Wake up, please. Că ce ne prezintă pe Richard ăla și asistenta, mă gândesc că o fi și niște personaje interesante. Sau? Cum ar fi niște random complet și sal. I woke up with icy water in my veins. Blana. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Damn, are tupeu, trebuie să recunosc treaba asta. Tipa asta are tupeu, adică
Oricine întreg la minte ar fi fugit acolo instant. Huh? Is someone there? Hello? Mary and Happy. You're okay. Ciudat că pentru cineva care se numește Sadness, ea e Happy. Is that you? Are you okay? What was that thing? Okay. Hello? Find! Richard! Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? He's on the day room. E moșu. De era în scaun crotile. Day room. Ok. Day room nu era undeva aproape, parcă? Are you trying to show me the way? Show her the way. Oh, urmărește lumina care flickere. Ah, mulțam. Ce frumos din partea ei. Ne-a și deschis și ușa. Ce politicos. Dar n-avem cum să deschidem asta. Alright. What now? Pe aici. Oh. Arată ea o rută secretă pe care putem să o luăm. First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least Sadness was still with me. Yeah, am ajuns să căutăm tot felul de dubioși, știi? Asta e o treabă. Dar oameni buni, noi cred că o să ne primim aici cu acest video din The Medium. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri de acest gen, știți foarte bine ce aveți să vă nu uitați, dați like, subscribe, share și comment. Iar noi să ne auzim ceva probabil data viitoare. Dacă cumva se va întâmpla să strângem mai multe like-uri pentru clipul ăsta, poate o să mai postăm încă un video tot astăzi cu jocul ăsta. Că am înțeles că e destul de măricel, deci ne permite să mai punem așa din când în când câte două clipuri pe zi, dacă e. Dar cam asta a fost tot aici, a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!